Rugăciune către Sfântul Ioan Rusul, care se rostește la vreme de boală. Bucurându-mă de dumnezeiasca mărire la care te-ai înălțat, Sfinte Ioane, îndrăznesc să alerg la ajutorul tău pentru tămăduire. Știu, Părinte, că încercările vin din rânduiala lui Dumnezeu. Știu că prin boala trupului sufletul se curățește și că răbdarea este răsplătită de Dumnezeu. Dar de multe ori norii negri ai deznădejdii îmi tulbură mintea și mă depărtează de rugăciune. De aceea, Sfinte, găsesc alinare în cugetarea la vindecările tale minunate. Tu ai tămăduit mulțimea de copii spre bucuria părinților lor. Tu ai îndreptat spatele bătrânei gârbove. Tu ai dat sănătate femeii bolnave spre bucuria copiilor ei. Tu l-ai vindecat pe bătrânul Atanasie, care s-a uns cu un de lemn din candela ta. Tu ai îndepărtat cheagurile de sânge din capul vasulei și l-ai tămăduit pe doctorul necredincios. Știind grabnica ta mijlocire, te rog, Sfinte Ioane, ia viața mea în mâinile tale și mijlocește precum știi mântuirea mea. Dacă voia Domnului este să duc cu răbdare crucea bolii, dă-mi putere și ajută-mă să nu cârtesc din cauza neputințelor. Dar dacă bunul Dumnezeu se va milostivi de mine pentru rugăciunile tale, atunci să mă tămăduiești fără șovăială, noule doctor fără de arginți, că văzând aceasta să-ți mulțumesc ție și să laud în vecii vecilor pe doctorul sufletelor și al trupurilor prin cântarea Aliluia. Împărtășește această rugăciune și cu cei dragi. Nu uita să te abonezi canalului meu de YouTube. Te îmbrățișez cu drag!